Din 1 octombrie, în noul an școlar au intrat și unii deținuți de la penitenciarul Giurgiu. În băncile din sala de clasă a unității de detenție s-au așezat numai puțin de 16 persoane private de libertate, care s-au înscris la cursurile învățământului primar. Structura anului școlar, documentele școlare, precum și metodologia organizării examenelor sunt identice cu cele din școlile aparținând Sistemului Național de Învățământ. Sunt pe trei nivele, nivelul 2, nivelul 3 și nivelul 4. 4 avem la nivelul 2, 8 la nivelul 3 și 4 la nivelul 4. Practic ce le preda? Clasele 1-4, materiile de clasele 1-4. Matematică, limba română, educație civică, științe ale naturii, cunoașterea mediului, geografie, istorie. Frecventarea cursurilor școlare ajută la creșterea șanselor de reintegrare socială a persoanelor încarcerate după punerea în libertate. Pe lângă faptul că învață să scrie și să citească, deținuții elevii beneficiază și de scutiri din pedeapsa pe care o au de ispășit. Astfel, fiecare persoană privată de libertate care promovează un an școlar beneficiază de 30 de zile considerate ca executate din pedeapsă. În același timp, deținuții se bucură și de alte beneficii. În primul rând, își pot continua cursurile nivelul 5-8 ulterior, pot avea acces la un permis de conducere ulterior dacă știți legea s-a introdus cu minim 8 clase, beneficiile unui sistem normal de învățământ. Numai că dumnealor au a doua șansă, o iau de la cap, precum niște mici școlari. Cursurile școlare se derulează în cadrul programului A doua șansă și în contextul protocolului de colaborare încheiat între penitenciarul Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean. Programul presupune accesul la educație pentru grupuri dezavantajate, educația fiind un drept al fiecăruia, mai ales al celor care, din diverse motive, nu au frecventat cursurile ori au fost nevoiți să-și întrerupă studiile.